pești uscați. Intrăm pe aici? Un dragon fruit, să-mi băgăm unul. Durian, durian de început. De fapt nu-i durian, jackfruit. Supici. Ce-i jackfruit? Da. Alo, cum ați zis? Alo. Alo. How much is? Half kilo, 6,000 riel. 1 kilo, $3. Okay, that's it. Half kilo, 6,000. Yeah, the same. For 3,000? 3,000. Jackfruit, goma turbo. O punguță de 4 lei. Ce este interesant că în acest market nu miroase urât. Chiar dacă sunt și locuri de mâncat și de legume și fructe, cereale. Alune, chipsuri. Banane, sahăr de palmier. Din Russian Market poți să cumperi atât motoare, cât și mâncare. Găsești absolut tot ce vrei în acest market. Piese auto. Moto. În această țară se folosește atât dolarul cât și realul. Poți să plătești direct în dolari. Majoritatea prețurilor sunt chiar în dolari. Ia uite ce cuță. Uuu, ce bună. Câte una? Fixa de deasă. Multe haine sunt made in Cambodia. Deci poți să găsești chiar originele pe lângă multe fake-uri. Marfas. Ăla n-are abalare, nu? Orez cu creveți. Acest prânz costă $4. Jumate pentru două persoane. Da. Pus o supică. Din partea casei. Hai pe ele. Diferența față de orezul ăsta și orezul tău e că ăsta conține niște bucăți de varză și e un fel de varză murată. Îi dă un gust foarte acrișor. What's the name? The name? Saipia. Saipia. Să testăm o saipia. Thank you. Numărul 8, că tot vine 8 martie. Saipia. Destul de bună. Wow, yeah. Nu-mi dau seama ce e înăuntru. Nicio, cartofi dulce, ceva, nu știu. Cartof dulce, da. E cald, asta e faza. Cam uleios. Deșteptul de sus. Factore. E super bun. 50 de euro, 5 fiecare. Aici avem
coconut cu ceva. Nu se știe, dar e bun. Și aici ceva sticky cu niște bobițe și aici orez sticky rice cu fasole și cu coconut milk. Desertul. Bun, bun. Se pregătește peștele, creveții. Stație. Mega band, HTT. Ce mă fără la mătă? Temple, temple. Wow, ce calume arată! Pare să fie în construcție. În renovare, de fapt. Wow, uite! Este în renovare, templul în renovare. Ce chestie, un templu de renovare, nu? Da. A, de fapt e unul. Templu pagodă în renovare. La ultimul etaj stă un budist pentru că asta hainele l-au uscat. E posibil. Popice sau Pop Ice. Lido Palace. Hotelul Lido. Din 1715. Mamma mia, din 1715. Lido. Și un magazin care nu vinde produse fake. Marco Coreano. Plus ceva spectaculos. Wow. Ceva foarte frumos, un bloc cu multă verdeață. Aici stai un apartament. Wow, ce frumos poate să fie. Ce arhitectură la acest spa. O floare direct. Wow, de frumos. Lotus. Clădirea Lotus. Se doarme. Se doarme pe rupte, o căldură. Draft Beer 0.75.
I-au dat și cremă, ia, ce asta, Ayurveda, cream. Praful, verde. Ne-am apropiat de centru. Eco, eco, eco. Pe spate și te uiți. Monumentul Independenței. Ambasada Nord-Corea. Kim Jong în 2017 și Kim Jong 2 în 92. Poate găsim un loc de umbră. A, uite în față, umbră. Nice! Nice, man! Oh! Cine era spus? Și o pasăre fix pe cap. Este chiar el. Omul de pe bani. Nu? Președintele. Father of Independence. A murit în 2012. Părintele Independenței, His Majesty. Și ne uităm la acest monument al independenței și la părintele independenței din Cambodgia. A uitat să zici un coconat rece. Coconat rece. Reflectă soarele în această clădire, are un efect destul de interesant. Se observă galbenul pe stradă. Pahar din asta și ceva iese dintr-un copac. Monumentul prieteniei dintre Cambodgia și Vietnam. Monumentul prieteniei. Ca un semn de gratitude în memoria sacrificiului oamenilor din Cambodgia pentru unificarea Vietnamului în perioada 60-70 și pentru sacrificarea armatei vietnameze în eliberarea
cambogienilor, iau de genocidul regimului democratic Kampuchea în anii 70-80. Era regim democratic? Da, from the genocidal regime of democratic Kampuchea. Kampuchea.